Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit în clipul de astăzi. Vom parcurge împreună regula de 3 simplă și îți voi explica cum să rezolvi acele probleme cu robinete. Probleme de la care am auzit de foarte multe ori de la voi că nu le înțelegeți. Acum, hai să vedem cum se rezolvă. Avem aici pe tablă un exercițiu. 15 robinete pot umple un bazin în 20 de ore. Ni se spune că toate au același debit, adică toate curg cu aceeași presiune, aceeași cantitate de apă. În cât timp vor umple bazinul 10 astfel de robinete? Vom veni și vom scrie 15 robinete, puncte, 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 20 de ore. Apoi 10 robinete, puncte, 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 x ore. În primul și în primul rând va trebui să stabilim dacă este o proporționalitate directă sau inversă. Adică, ce înseamnă proporționalitatea directă? Dacă avem, spre exemplu, două elemente care scad de ambele părți sau cresc de ambele părți, înseamnă că e proporționalitate directă. Dacă unul crește și altul scade, înseamnă că este invers proporționalitate. În cazul nostru, de la 15 robinete, numărul ne scade la 10. Asta înseamnă că aici vom face o săgetuță în jos. Apoi, practic, dacă numărul de robinete e mai mic, numărul de ore va fi mai mare, pentru că nu vor avea aceeași putere să umple bazinul. Implicit, numărul de ore vor crește. Și vom scrie 15 supra 10 egal cu x supra 20. Partea din dreapta trebuie să luăm să o răsturnăm, pentru că partea din dreapta este opusă față de cea din stânga. Iar apoi facem produsul pe diagonală, produsul mezilor și al extremilor. Vom avea 10 ori x egal cu 15 ori 20, adică x egal cu 15 ori 20 supra 10. Putem să simplificăm 20 cu 10, ne va da 2. Rezultă x egal cu 15 ori 2, rezultă x egal cu 30. Deci înseamnă că în total vom avea 30 de ore. Deci 10 robinete vor umple bazinul în 30 de ore. Dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, nu uita să dai un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!